Da, să trecem la această colonie. Colonie. Acesta e un roi format. Ce am făcut eu la acest roi? El a fost o matcă de anul trecut aici. Matca de aici am luat-o și am format un nucleu temporar pe care după aceea ulterior l-am folosit la unde am avut nevoie, unde a picat o matcă. Iar lui i-am adus o botcă de din rezultată din transplantare. Matca s-a împerecheat. Uitați cum arată. O să vedem și puietul din el. Și matca s-a împerecheat. El a rămas pe 4 rame era, cam așa ceva, 4-5 rame. Și eu l-am ajutat cu puiet de la nucleele temporare. Acolo au fost formate pe 4 rame și când le dădeam o ramă cu miere, le dădeam o foaie, după ce făcea puietul, luam puietul, iar îi dădeam foaie și tot așa. Iar puietul respectiv am venit la acest tip de roiuri. Aceste roiuri care, iată cum s-au dezvoltat ele pentru data respectivă. Asta este a 13-a ramă. Și mai avem prezența trânturilor, avem mâncare. Și-a format și el mâncarea, iată, a 13-a ramă, care este după diafragma aceasta ursul. Și acum putem să aruncăm o privire așa în cuib, să vedem ce frumos poate să fie un astfel de roi, da? Uneori e mai frumos un astfel de roi chiar decât o colonie. Și vă zic sigur că este mai frumos decât multe colonii care sunt pe YouTube. Deci astfel arată un roi cu matcă tânără tot. Ăsta ar fi ideal să intri în iarnă. Și ar fi ideal să intri în iarnă. Eu încerc să fac acest lucru, să pot intra cu astfel de colonii în iarnă. Iată aici avem pe a 12-a ramă, încă avem mieră. Nu știu cât puiet are, nu l-am mai deschis de multișor și nici pe el. Acum am zis hai să-l deschid să văd totuși cum se prezintă în dezvoltare. Eu știu că el are o matcă neagră, matcă de miere, dar fiind tânără, s-ar putea să aibă o cantitate destul de frumoasă de puiet. Și fiind o matcă de miere, vă dați seama că și aici avem miere suficientă. Ia. Și păstură, și miere, cât vrei. Deci asta ar fi a treia ramă mărginașă cu miere. Dacă doriți măci de miere, care ele doar asta, au o cantitate mult mai bună de miere ca cele de carne. Și asta o selectezi tu în stupina ta, nu o cumperi, în mod normal nu o cumperi. De exemplu, acum dacă vedeți la mine că asta e matcă de miere și doriți o astfel de colonie, veniți și achiziționați o astfel de colonie pentru miere. Și dumneavoastră, dacă vă place cum se comportă în următorul an când o achiziționați, atunci continuați cu acea linie, că așa se zice, linie, 1000, 2000, nu prea contează lucrul ăsta. Trebuie să vă selecționați în stupina dumneavoastră după ce vă apucați. Iată prima ramă cu puiet, foarte frumos, după 3 rame mărginașe, a venit și o ramă cu puiet. Foarte frumos, albină neagră, strălucitoare, sănătoasă. Deci,
arată foarte bine. Ce mai, dacă rama asta avem puiet, s-ar putea să știți să n-avem pe toate ramele din cui puiet, fiindcă are această plăcere de a rupe cuibul în două, cu o ramă de păstură. Iată, o altă ramă cu puiet. Aici are și păstură și puiet, e amestecătură, așa. Această ramă probabil va fi acoperită în totalitate. Ba nu, iată și aici avem ouă. A eclozat puietul și avem ouă. Eu mă mai uit așa la ramele unde eclozează albina după vară oamă. Aveți șanse undeva de 50-50% să vedeți pe acele rame varouă. Dacă vedeți bine, dacă, adică nu e bine să vedeți, dar ea există oricum. Dar colonia asta are, adică e mai mult sănătoasă decât bolnavă, să zicem așa, adică nu are varouă așa o putere asupra ei, unde deja e foarte multă varouă, acolo e dezastru. Aici avem larvar, o coroniță frumoasă, ceva puiet. Da, și aici e plin cu larve, în zona asta, unde aici a început acum să căpăcească. Avem mătcuța neagră aici, o matcă neagră frumoasă. Tânără, cum am zis. Și însușirea ei este de a colecta miere. Asta la primăvară o să adune miere, numai să aibă de unde. Sunt apicultori care au niște teorii interesante. Spun așa, dacă anul ăsta tratamentul nu are eficiență, la anul nu mai culege miere. Culege, dar să aibă de unde să culeagă, în primul rând. Iar dacă infecția e așa mare încât nu mai trece de iarnă colonia, asta se va vedea pe parcurs. Așa, să ne uităm la următoarea ramă. Foarte frumoasă, cu puiet, puiet larvar. Și aceste colonii vor avea puiet până târziu, adică undeva în, la mine cam prin 20 octombrie se cam termină cu puietul, adică atunci eclozează ultimul puiet. Fiind pe 24 august, sper undeva în 3 săptămâni să se oprească măcile din nou. N-am nevoie ca măcile să mouă foarte mult, fiindcă deja albina asta care o vedeți, cam 70% este albină de iernat. Asta ar însemna că o să ierneze undeva pe 7 rame această colonie, 7-8 rame. Ceea ce înseamnă că în aprilie am pus 2 rame și deja este enorm. O să fie foarte mare colonia luna respectivă, în aprilie. În luna în care vi le ofer spre vânzare. Iată o altă ramă frumoasă cu puiet. Aici cu eclozează și acum o să arunc o privire pe albina care a eclozat. Știu că varoa se atașează de corp pe mai multe zone, dar când iese din celulă, ea încă fuge pe albină, încă nu se fixează. Și atunci reușești să mai zărești câte una. Da. Dacă le vezi pe albina călătoare, pe culegătoare, pe călătoare, atunci chiar că e o problemă mai gravă, dar
până le pot ține în frâu cu uleiurile esențiale foarte bine. Așa, deci acesta este un roi. Acum ce mai e, o familie cu marcă tânără, o marcă de miere. Ce ne-am făcut noi treaba, am făcut. Acum să fie vremea cât de cât frumoasă. Și aici avem ouă. Și aici avem albină tânără eclozată. Arunc eu așa câte o privire. Prezența trântorilor mă încântă, deci pur și simplu știu că colonia o duce foarte bine. Așa, deci avem la puiet, avem 3 rame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe 6 rame e prezent puietul. La cantitatea de puiet care are, cam 4 rame, să zicem. Acum, dacă e prezent puietul cu o ramă, nu înseamnă că e o ramă de puiet. Dar iată că avem și pe 7-a ramă. Pot să zic că avem 4 rame bune de puiet. Așa, după estimare. Și aici avem puiet larvar gata de căpăcit. În mod normal, și varoa trebuie să fugă pe aici, pe undeva, ca să intre la puietul larvar care vine căpăcit. Ea acolo se bagă. Cam la asta te uiți. Și aici avem larvar. Deci o matcă tânără, cantitate de albină foarte bună, înseamnă sănătatea coloniei. Dar noi cum suntem? Noi, apicultori în general. Bă, asta a fost bună anul ăsta, nu vreau să o schimb. Și te duci cu ea. Și eu fac acest lucru. Și te duci cu ea și la anul. Adică matca de anul trecut ți-a plăcut. Și hai să mă duc și la anul cu ea. Și mai e o chestie. Ca să obții măci tinere în astfel de colonii, e destul de mult de lucru. Și e și dificil. Pentru mine e dificil, fiindcă am problema asta a mea de sănătate și cum dau de căldură mai mare, trebuie să mă opresc din activitate și atunci încercăm să reducem stupina, ca să-mi fie mai ușor, să pot eu lucra la posibilitatea mea fizică. În anii când m-am apucat eu, era reclama aceea cu profesorul Ursu, am fost entuziasmat și speram ca din apicultură să iasă ceva frumos, că ca un om simplu cu un salariu de muncitor din ăsta, că eu sunt brutar de meserie, sau cel puțin a fost, sperai la ceva mai bun, adică și la îndemână era albinele, da? Cine știa atunci, în momentele acelea, ce de probleme pot apărea din cauza bolilor? Cine, nici nu mă gândeam că albinele să aibă atâtea probleme. Foarte multe probleme au. Începând de primăvară cu dezvoltarea, după aceea, paralel dezvoltarea varoa, care se vede cel mai bine în această perioadă, și nu puteam să-mi închipui că dintr-o dată poți pierde tot. Tot. Deci muncești ani de zile și după aia, într-o clipă, a dispărut tot. Normal, îi înțeleg pe acești oameni care își pierd stupinele. Poate unii bagă în seamă, poate alții nu, dar
nu e ușor să pierzi o stupină după ce ai dus-o la un nivel frumos. Și culmea este că e vina ta de mai multe ori când ți se întâmplă acest lucru. Așa, deci vedeți acum ce frumos arată un roi de anul ăsta, o colonie de anul acesta. Singurul lucru, atâta s-a făcut la el, că am adus puiet căpăcit și dacă țin bine minte am adus 4 rame cu puiet căpăcit, plus cea mai oat și matca tânără, a rezultat o colonie, super colonie. Și asta e o colonie super, super faină. Foarte frumos. Iată ce bine arată. Se tot lucrez cu astfel de colonii, adică nici n-ai ce să lucrez la ele. Acum perioada asta, ce să mai lucrez la asta? Doar am aruncat o privire de strâns. N-am ce să strâng la ea, e plină cu albină. O să o strâng probabil, nu știu ce o să se întâmple cu ea exact, fiindcă n-am avut astfel de colonii în această perioadă, adică la alea care vedeam că aici nu mai e albina, aici e rara albina, da, scoteam două rame, puneam diafragmă, gata, e strâns. Dar astfel de colonii unde încă e plin cu albina din cap în cap, nu prea n-am ce să-i fac. Așa, dacă nici n-ai ce să stimulezi la această colonie, n-ai ce să-i pui sirop, unde să-i mai pun sirop, n-are rost. Singurul lucru, această ramă a fost după diafragmă, a avut ea ceva miere, da, o curățată. Dacă aș vrea acum să stimulez, să iau o ramă, să-l dau, dar nu-i văd rostul la această colonie. Bun, acoperim. Un lucru important în această perioadă este că nopțile se răcesc. Dacă sunteți o persoană care se trezește undeva la ora 8 și seara pe la 9-10 se pune la culcare și trezește dimineața mai târziu, nu-și dă seama că la ora 4 dimineața e chiar răcoare. Chiar răcoare și atunci eu pun, la mine aici e valabil, la mine aici în zona asta a centrului țării, în centrul țării unde e mai răcoare. În sud nu se pune problema de așa ceva, adică de frig. La mine este cazul să fac această protejare. Cam la toate coloniile asta e protejarea care o fac. Îi las intervalul ăsta de aerisire, îi las partea din spate să circulă aerul pe dedesubt. Și cam asta este. Un lucru foarte, foarte frumos. Și așa am văzut eu că e bine. Eu o să fac reclamă la vânzarea lor, la colonii, le vând. Vând jumătate din coloniile care le dispun, dar vom vedea și evoluția până în primăvară. Nu vândem acum toamna, fiindcă, vedeți, se mai întâmplă să aibă varoa, îi dai unui începător această colonie plină, cu o cantitate de varoa și să zicem că nu o tratează corespunzător sau se întâmplă ceva. Și colonia așa pe 8 rame moare. Sau pe 9 rame, cât o să fie asta de exemplu, atunci ai dat, chiar dacă dai 300 de lei pe ea sau 250 în unele cazuri, tu duci acasă și iarna asta moare, atunci ce faci? Ai dat 250 de lei degeaba. Așa că le fac reclamă că revând din luna aprilie, în momentul în care sunt scoase din iarnă,
să fie dezvoltate foarte bine și atunci când vei da 350 de lei, nu 250, ca acum, totuși ai asigurarea asta că e o familie puternică, e tratată de varoa, plus că le voi da cu toate ramele care sunt acum în lada asta, deci astea sunt ramele lui, astea se vând. În momentul în care se vând colonii, în primăvară ați văzut, am 8 rame de albină și 5 rame unde sunt. Sau, da, 4-5 rame unde sunt. Apicultorul le pune la depozit și le va folosi mai departe în formarea roiurilor. Dar nu o să vi le vândă dumneavoastră ca să puteți să vă dezvoltați colonia optim. Și acesta e un mare păcat, fiindcă ai putea să evoluezi altfel când cumperi o colonie de albi. Când am început și eu am avut această problemă și de aceea ofer astfel spre vânzare. Bine, numai bine, până data viitoare!